Bună, bine ați venit la un nou video! Astăzi am un nou haul. Am fost din nou la magazinul cu 2 lei și de data aceasta am venit cu o sacoșă plină, plină, plină. Am luat mai multe haine, nu știu exact câte sunt. Haideți să vedem ce am luat și să și probez. Încă o bluză dungi. Nu știu ce marcă e, nu are decât eticheta aceasta cu L. M-am tot gândit să o iau, să nu o iau, dar până la urmă am luat-o. A, are aici etichetă. Așa e eticheta, aici scrie ceva Marco Polo. Cred că băgată în blugi ar da mai bine. Cum e? E prea lungă? Îmi place că are mâneca lungă. În sfârșit, ceva cu mâneca lungă. Mă duc să mă uit în oglindă. Deci, la dungi, jungle, roz și bluze cu găuri, că am luat câteva, am mai și lăsat din ele. O să vă pun secvențe să vedeți ce am mai lăsat, pentru că deja erau prea multe. Dar la acestea nu pot să rezist. Așa că îmi place bluza asta. Bine, nu peste blugii ăștia. Ori băgată în blugi, ori cu altceva. Este în altă zi, am întrerupt acel vlog pentru că se întunecase prea tare. Așa că voi continua cu o combinație. Acum vă arăt hainele și vă pun câteva secvențe de atunci pentru că le probasem și acum nu mă mai îmbrac în ele. În schimb, am bluza în dungi, care v-am arătat-o prima. Uitați cum mi-am pus-o cu această geacă, care și ea e de la second hand, a luată mai de mult. Are un aer marinăresc cu bleu-marin și cu gulerul roșu. Am și o curea cu roșu. Aceiași blugi, pentru că în partea de jos nu stau atât de bine cu hainele. Că m-am îngrășat și am slăbit, nu am atâtea haine și multe au și rămas în Spania, așa că deocamdată sunt în uniformă cu blugii aceștia. Dar uitați ce frumos vine, mie îmi place. Acum o să vă arăt hainele în altă ordine decât am filmat atunci. O să vă arăt întâi ce păstrez eu. Deci asta o țin sigur, îmi place, e super, materialul e așa un pic grosus, ține cald. E perfectă. Și tot de la Marco Polo o am pe aceasta cu roz. Uitați cum îmi stă cu ea îmbrăcată. Acesta e un tricou ciclam, după cum vedeți. Îmi plac foarte mult mânecile care vin așa până la coate. Tot Marco Polo, ca și prima bluză ce am dungi. Și da, asta îmi place. Și ea merge băgată în blugi sau într-o fustă. Asta e chiar stilul meu și îmi place și culoarea și bine, bine. Asta e de păstrat. Și așa cum vă ziceam, îmi place foarte mult. Deci o păstrez, e super. Și încă o bluză cu plasă. Sper că mă vedeți că nu prea mai e lumină afară. E așa alăpărțată și are mânecile lungi. E mai mult pe stilul meu și roz. Când vine moda cu bluze de astea de plasă? Parcă anul trecut sau nu știu când am văzut. Erau și prin Primark și peste tot se purtau. Bluza aceasta cu plasă de la Vicolo. Am căutat firma pe internet și mi se pare că sunt destul de scumpe. Adică se învârteau pe la 100 de euro niște bluze de la această firmă. Eu am păstrat-o că îmi place foarte, foarte mult, așa cum v-am zis. Fix pe stilul meu, cu găuri, lăbărțată, e super. Și asta e o achiziție de care sunt super încântată. Am zis de 2 ori super, dar e super. De 3 ori. Ce drăguță e! Asta e de la Zara, scrie Zara Knit pe ea. Aș purta-o cu maion, nu cu bustieră, deși merge și cu bustieră. Semi-transparentă, cu bulinele astea albe. Da, îmi place, e super cute. Să-mi spuneți în comentarii cum vi se par aceste haine pe care le-am luat. Încă una pe care o păstrez cu siguranță și pe care vreau să o port. Foarte mult îmi place. Deci eu am păstrat 4 bluze. Cred. Nu știu dacă mai am ceva. Pentru că am fost la second acum câteva zile, între timp le-am spălat, mama mea și-a luat 2, vi le arăt imediat, le-am pus pe unde am apucat și cred că astea sunt toate pe care le-am luat, nu mai țin minte. Dar eu am 4 bluze. Pe aceasta n-am mai probat-o, vi-o arăt așa, este de la S. Oliver și o vrea mama mea, e mai mult pe stilul ei, îi vine și mai bine decât îmi vine mie, ca mărime. Are 2 năsturași, 100% viscoză, da, e super, îmi place viscoza. Are și năsturași aici la mânecă, super, super drăguță, deci asta o păstrăm. Încă o bluză de la Esprit, tot așa împletită, cred că am luat vreo 3 și am mai lăsat acolo una sau două. A, e și decupat aici. Dacă por mâneca suflecată sau e mică? Nu știu, data trecută le-am luat cu toate larg și acum le iau mici. Nu știu ce să zic. Nu știu. Bluza aceasta de plasă de la Esprit, ați văzut că mi este mică. Adică nu neapărat foarte mică, aș putea să o probez mai mult la mâneci. Mi-e strâmtă și scurtă decât la lungime, dar a zis mama mea că o vrea ea, așa că eu dau ei, altfel nu știu dacă o țineam pentru mine. Că îmi plac mai mult așa mai largi, cum e cea roz. Eu am 4, ea are 2. Parcă e
la meci care 4, 2, 5, 7. Iar acum să vi le arăt pe cele pe care nu vreau să le țin, pentru că sunt mici și nici mamei mele nu-i stă bine cu ele. Adică nu sunt stilul ei, nu neapărat că nu-i vin, dar știți cum e, fiecare cu stilul lui, deci astea nu le țin. Părea mai lungă. Asta aici nu știu dacă trebuia să-mi vină în talie, e o bluză de la Orsay. Îmi plac mânecile evazate, inspirație Missoni, așa mă duce cu gândul la acele creații. Dar știu ce, asta ar trebui să fie aici în talie, că mie vine aici la coaste. Cu blugi ăștia niciun caz, dar așa ca stil îmi place, dar nu știu dacă mi-e scurt. Nu știu, îmi place foarte mult la mâneci, dar aici nu prea sunt sigură și îmi place și imprimeul, modelul. O probează și ea, dacă vrea să o păstreze, o păstrează, dacă nu, nu. Dar era drăguță. Spuneți și voi ce credeți. Această bluză de la Orsay, după cum ați văzut, am zis că ar trebui să vină banta asta în talie. M-am uitat pe internet și am găsit o poză, vă pun pe ecran, dar este o fată cu bustul mai mare, ei stă mai bine. Mie nu prea îmi place cum îmi vine în zona asta și într-adevăr banta aceasta este sub piept aici și partea asta e așa ca un fel de baby doll. Ți ascunde burtica sau e bună dacă ești însărcinată, că vine așa peste. Nu mi se pare că îmi stă foarte bine, deși ca material, așa cum v-am zis, îmi place foarte, foarte, foarte mult. Deci o ador, dar nu cred că o să o țin. Mai am o bluză în dungi, dar aceasta este dantelată, adică materialul. Vedeți cum e de dantelă, de la Esprit. Data trecută le-am luat foarte mari și acum le-am luat mici. Ia uitați. Clar nu, nu e bună. E mică la umăr. Era drăguță, dar n-am cum să o țin. Nu știu dacă îi vine mamei mele și dacă îi place stilul acesta, dar pe aceasta nu pot suport. Ați văzut că mi-este mică, iar mama mea nu vrea să se îmbrace cu ea, cu dantelă, nu e stilul ei, dar bluza este foarte, foarte frumoasă. Îmi pare rău că e mică, dar așa s-a nimerit de data asta să iau mai multe mai mici. La fel, n-are rost să o mai țin. Următoarea este această bluză roz, care pare nouă, cu un șnur aici în față, de la Street One și atât, e doar rozalie. O probez să vedem cum vine. E cam mică, așa arată, e drăguț gulerul, dar mi-e cam mică, mă strânge așa pe mână. Și asta mi se pare că e mică, pentru mama mea e cam sport și pentru mine e prea strâmtă pe mânecă, așa că nu o țin. A mai rămas bluza aceasta scurtă, de la Mango, care nu vine, e mică. E așa împletită, vedeți, e făcută de mână, handmade. E foarte drăguță, dar trebuie să fie o fetiță mai mică și mai slabă, n-are rost să o țin. Și cam ăsta a fost haul-ul, nu știu dacă am mai luat ceva și am uitat prin cameră, dar în principiu eu m-am ales cu 4 bluze, mama mea s-a ales cu 2 și 4 nu le țin. Și dacă vă întrebați ce fac cu ele, nu știu. Ori le dau verișoarei mele, ori le pun pe Vinted dacă nu le vrea. Spuneți-mi dacă vreți să le pun pe Vinted. N-am cum să le pun cu 2 lei pentru că nu mă lasă Vinted, minimul e 5 lei. Dar dacă vă interesează ceva, dați-mi un mesaj aici, pentru că dacă nu, le dau altcuiva. Și am încheiat încă un haul de 2 lei. Nu știu săptămâna asta dacă am timp să mă duc, dar chiar aș vrea să mai ajung, pentru că, după cum știți, îmi place super, super mult. Nu uitați să scrieți în comentarii cum vi se par aceste haine. Ne vedem în următorul video și mergeți și voi pe la Second, poate găsiți ceva comori. Pa, pa!